Salutare, salutare, Tototitu, sunt aici la München. Unde, mă? La München. Aha, ok, am mai fost aici. Am chiar și tura trecută când a trebuit să vin să iau capul la tractor, știi, tot aici am aterizat la domnul Airport. Nene, ce să zic, pare așa liniștit, parcă se pregătește ceva. Pare așa puțin suspect. Meles Gelelansder, scrie acolo ceva. BMW, aha, înțeleg, mergem mai departe. Uite-l pe ăsta, caută ceva acolo. O fi găsit, cred că e la care lucrează la radare, știi? Nene, ce să zic, aproape m-am apropiat de descărcare, ca să zic așa, mai am de fapt 18 km. Ausfahrt. Bine. Toată lumea circulă cum trebuie, nene, exemplar, pac, pac, frumos, elegant. Mai sunt unii care mai forțează nota. Ăsta a zis gata, aici e, ok. München, serios, da, e cu semafoare. Uite-o câtă iarbă au știu aici. Ce faine sunt pasajele astea, pe aici, pe dedesubt și te poți duce în treaba ta. Bă, foarte, foarte fain, foarte calculat. Fii atent ce au aia pe bloc acolo. A, cred că dormiți bine noaptea. E ok. Primele două închise pentru ăștia cu camioanele, ok? Rămânem pe asta atunci. Câte aici, bro? A, ceva tunel din ăla, nu știu ce. Lasă că lăsăm ușor, că nu e grabă. 60 la oră, am înțeles. De metri. Searching. Oh, ok, ok. Ăsta ce că iese afară linia asta, om. Bă, ești domnul la cap. Nene, ce să zic, astăzi am cam avut așa un pic de lucru. Sunt niște chestii care nu îmi convin mie. Le-am explicat. Și aștept să se ia măsuri 3-4 zile, știi? Dacă nu se iau măsuri, îmi fac bagajul și mă duc acasă. Vin aici la aeroport, la München ăsta, sau cum îi zice. Da, bine, mă. Păi da, cum să luăm, nene? Atâta timp cât consider eu că fac ceea ce nu trebuie făcut, trebuie să explic chestia asta. Oamenii trebuie să înțeleagă, dacă vor, dacă nu. Aia. Bă, dar ce faine sunt astea albe, frate. Parcă tot mai fain e un Volvo din ăsta. Nu, serios. Ți-am seama că ăla iese afară? Ia uite. Garmisch-Papen. Aha. Opa, ce-ai făcut, Vasile? Era un tablou cu cerc acolo, ai văzut? Și era un camion. Ha, bine-o fi? Cred că da. Cine știe? Se mai întâmplă. Ia uite încă unul cu betonieră. Tu la evetă. Ce duci acolo, struguri? 52 din ăștia zburători. Uite și pe aia de la Koch. 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 Hai, băviță. Da? Prezent. Ia uite, frate, și aici altă construcție. Mamă, deci construiesc ăștia în continuu, băiatule. În continuu. Unde e ăla cu Skoda, că nu mai văd? A, te-ai mutat din coace, bro. Cât e aici? E un V. E cu atenție că m-ar veni. M-U. Foarte faină, așa mi-ar plăcea să fie peste tot, vezi? Toată lumea respectă regulile de circulație, viteza, tot ce trebuie, frate. Foarte ok. Păi să-ți explic, ca și idee, eu am pornit azi dimineață, pe la azi dimineață, azi noapte, azi dimineață, habar n-am. Ideea e că nu mă simt obosit. Aveam două curse de făcut, știi, am făcut o cursă de 30 de kilometri, ceea ce mie nu-mi convine. Am venit iarăși la încărcat, dar între timp
între prima cursă și cursa asta care o am acum, am mai băgat încă o chestie, știi? Cu dezgățat și cu agățat de remorci. Eu nu fac asta, Amazon nu face asta, adică știi cum zic? Fac asta o dată pe lună, de două ori pe lună maxim. Amazon, din punctul meu de vedere, înseamnă cu remorca ta, te-ai parcat în rampă, te-a încărcat, ai plecat la alt Amazon, ai descărcat. Pe când eu am început să le înțeleg un pic sistemul ăstora de aici, încearcă să comaseze cât mai mult, știi? Ca să te și poți încadra în program. Băi, pe unde o luăm? Pe aici, ok. Și să faci cât mai multe curse, știi? Ideea este că e ok, nu am nicio problemă atâta timp cât sunt în program, știi, eu lucrez, nu am o problemă cu chestia asta. Dar printre altele mai îți dă și alte chestii de făcut, ceea ce nu este ok, frate. Înțeleg, poți să iau o remorcă de Amazon, să o duc la ITP o dată de două ori pe lună, să mai schimb remorca, nu este niciun fel de problemă. Dacă în chestiile astea devin repetitive și când eu fac curse de 150-200 de kilometri, nu e ok, nene. Amazon nu înseamnă doar asta. Amazon înseamnă și Polonia, înseamnă și Italia. Înțeleg că Spania e puțin mai dificil, dar înseamnă Franța. Eu am ieșit de două ori în Olanda, tot. Adică dacă mă oprește un milițian și se uită pe ăsta sus aici și îl ia capul, știi? Îți dai seama. Și de asta zic că nu îmi place. Am expus lucrurile astea, le-am tot expus. Nu s-o lua nicio măsură. Și am zis, gata, până în data de. Dacă nu se întâmplă nimic, stop joc. Ce fac cu camionul? Îl duc acasă sau îl las în Germania? Că eu mi-am luat sacoșa și am plecat. Servus, my friend. Păi da, cum să nu? Știi ce mă enervează cel mai mult? Oamenii ăștia care încearcă să te ducă cu zahărelul, știi? Chestia asta mi se pare așa o chestie josnică, ca să zic, știi? Lasă-l, mă, care are nevoie de bani, stai aici. Bine, mă, s-o crezi tu. Nu l-ai găsit pe ăla încă, adică nu sunt eu ăla. Nu am nicio problemă, de fiecare dată am zis că atâta timp cât nu fac ceea ce trebuie făcut și nu simt că este ceea ce trebuie să fie, eu plec, frate, vă salut, la revedere. Ați venit la mare sau la plajă? Că nu înțeleg. Mamă, dar tot pe aici, prin oraș, frate. Hop, hop, hop. Da, nene, ce să zic, ia uite, mă, au un stadion, zoo, ce era, mă, acolo, grădină zoologică, foarte tare, frate. Bă, dar aici toți merg regulamentar, bă, și rămân la cap. 60. Dar nu prea mai văd camioane, doar băiatul ăla cu betoniera. Da, e în regulă. Bine că sunt eu, mamă, s-au rupt drumurile pe aici, domn primar, ce-ai făcut? Mega construcții. Se tot locuiește aici, frate. Când ai deschis geamul și auzi toate mașinile, deja le înveți după motor, cred că. Fitness club. Aha. Vrei să te radiezi, cred că. Uite o mașină de miliție. Nu prea mai văzut o mașină din asta de poliție, frate. Aici sigur e stadion ceva. Ce-s cu nocturnele alea acolo? Sau ce n-ai sunt? Aute, camere peste tot, frate. E plin, plin, plin. Nu știu dacă a mai fost, mă, pe aici, oare să mai fi fost pe aici, nu mai țin eu minte. Habar. Uite, frate, mașini de peste tot. Uite, manurile astea îmi plac, care au chestia aia argintie sus, așa de nichel, știi, sau inox, ce-o fi. Hop, hop, cioc, țoc, poc. 350 de metri spre dreapta, cică încolo. Nu, hai să facem de acum. Pe aici, pe la suprafață, cică. Bine. Și acum? O să facem dreapta undeva. Nu știu, am așa o impresie că parcă aș mai fi fost pe aici, da?
nu-mi dau seama. Ia uite două mașini de miliție, ziceai că nu mai vezi miliție, Vasile. Păi sparcați, ia uite încă unul, trei. Ce n-ai bifac acolo toți? Bă, n-aveți bă de lucru. Aici cred că e ceva sediu din ăla. Poate nu știu eu. Bă, și pe aici pe unde luăm? Pe drumul ăla, pe acolo? Tu l-ai vedă. Hai, dacă zici, mă atacă pe aici, ui. Pe aici o fi. Cu 10 km. Aici, cos. Harlaking. Aha, am înțeles. E bine. Doamne, că face sport lumea aici. Bravo. Dumpster. Dumpster. Asta aia zici că e din Tantalou și Gogomanu. Ce mers ăla, frate? Ia uite ce rucsac are doamna. Hei, Vasilico. Bă, pe aici trebuie și eu. Ah, da. Văd, e galben, Vasile, dar păi nu-i tot culoare, nu. Să nu vină pe exterior, să nu te atace la interior. Ia uite-o că se face tăiu, frate. Se... Era aproape înflorit, cred că e mai cald aici, cine știe. Ia uite-o și pe biciclista aia. Mamă, dar ce clădire în paragină. O dezasamblează ăștia, ce n-ai bifat? Bistrobar. Vă spun ce aerisit e, ce liniște este, frate. Zici că sunt toți plecați, dar ăștia chiar lucră toți, frate. Ce ai făcut, Bobiță? O dai pe dincolo? E mai bine pe acolo, zic eu. Uite și aici. Aia e parcare? Ce o fi acolo? Mamă, deci tot felul de chestii din astea. Ăla ce caută? Caută și-l pe telefon, ceva. Și-a băgat un sâmbure de avocado în sticla aia. Cred că așteaptă să-i crească planta. Da, îi dăm înainte, nene, pe aici.